În primul rând, aș vrea să nu facem politică cu drama unei fete. Deci dacă este adevărat ce s-a întâmplat acolo, menționez exact ca și dumneavoastră, e absolut oribil. Și aici e mai mult decât o sancțiune politică care trebuie făcută, este o sancțiune penală. Dar faptul că genul acesta de oameni se duc în partide și fac genul acesta de lucruri ne arată ceva și despre esența acestor structuri. Și îmi pare rău. AUR a atras genul de oameni care mai degrabă sunt din galerii, mai degrabă sunt din zona aceasta pe care domnul Simion din care vine și domnul Simion. Domnul Simion nu e prima oară când face genul acesta de circ prin Parlament, dar având în vedere diferendul cu doamna Șoșoacă, care ne-a spus foarte multe lucruri despre AUR de-a lungul timpului, adevărate sau nu, inclusiv cotizații obligatorii, inclusiv foarte multe lucruri de uitați, vorbea de acele semnături. Iar rupându-se dintr-un chiu comun. Și aștind cum s-au întâmplat lucrurile, mai ales acolo. Dar vedeți că asta este avantajul cumva al politicii, că atunci când se ceartă politicienii, aflăm în sfârșit adevărul. E, iată că mai bubuie un mit, dacă era vreunul. Domnul Simion face asta foarte des. Vine și începe să facă circ și scandal. Are impresia că dacă o face el și filmează el, se pune cumva în postura unui reporter, dar evident că e reporter, e președintele unui partid. Ceea ce face și Diana Șoșoacă, văd da. În sens invers, doar că au ajuns să se certe și să se filmeze și să se bălăcărească între ei. Da, diferența... Pe vremuri era o prietenie. Da. Acum, iarăși, deci n-aș vrea să facem politică, dacă s-a întâmplat lucrul acesta, este absolut gravisim și trebuie o asumare și trebuie niște sancțiuni penale. Pentru că dacă fata aceea a trecut prin drama aceea de a fi drogată sau îmbătată și violată și s-a trezit abia a doua zi cu răni grave și s-a dus la poliție, evident că și bine că s-a dus la poliție și la IML și unde s-a mai dus, lucrurile acestea sunt gravisime și trebuie adresate penal.